Sigur, trebuie să facem o notă separată în legătură cu relațiile cu Republica Moldova. Cu această țară împărtășim un spațiu identitar comun, istoric, lingvistic, religios, cultural. Indiferent cum se apreciază din orice fel de direcție, mai mult sau mai puțin prietenoasă, între România și Republica Moldova, întotdeauna vor fi relații speciale. Vor trebui ca aceste relații speciale să fie dezvoltate cu foarte mare atenție, dar toți cei care urmăresc planul bilateral al relațiilor între Republica Moldova și România trebuie să înțeleagă acest lucru. Orice autoritate de la București nu se poate detașa de valorile comune pe care le împărtășim și care ne-au fost transmise de zeci și zeci de ani în ceea ce privește relația București-Chișinău.